Al Violeții nu mai cunosc gustul victoriei de 6 etape. Elevii lui Viorel Dumitrescu au pierdut o nouă partidă în deplasare la Alba Iulia cu scorul de 4-0. Tehnicianul echipei FC Argeș a declarat dezamăgit de anumiți jucători, spunând că nu merită să îmbrace tricoul formației Al Violete. În primul rând, dezamăgit de atitudinea jucătorilor. În astea trei etape am vrut să dăm posibilitatea și altor jucători care au jucat mai puțin sau deloc, dar se pare că nu se ridică la nivelul celor care i-am lăsat acasă. Ca să joci și să îmbraci tricoul FC Argeș, îți trebuie în primul rând determinare, atitudine, să dai totul pe teren. Se pare că nu putem asta. Vom trage linii după astea trei etape și vom analiza concret să vedem unde suntem. FC Argeș va da piept duminică de la ora 11 cu ocupanta locului 3, Gazmetan Severin. Pentru Al Violeții aceasta va fi ultima partidă pe teren propriu din acest sezon.